buonissimo, voi siete Tatiana. Astăzi voi face un scurt tutorial la cererea dumneavoastră. Pe pagina grupului cineva mi-a cerut să realizez un astfel de pătrățel gri cu floarea ieșită în relief. Astăzi vin să dau curs cererii doamnei respective și vom lucra împreună acest pătrățel care poate fi lucrat în culorile dorite de dumneavoastră. Eu abia l-am terminat acesta. Poate fi lucrat în culorile dorite de dumneavoastră, tehnica fiind aceeași. Voi începe cu culoarea mob deschis, violet, și în cercul magic voi face pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, plus 2 ochiuri de lanț de separare. Firul pe croșet voi face cel de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, cel de-al treilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, cel de-al patrulea picioruș dublu, și vom lucra un total de 8 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. Am lucrat cele 8 piciorușe duble, voi închide cercul magic, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și vom încheia cu 2 ochiuri de lanț, după care vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Cu fir alunecat voi intra în corespondența primului spațiu și voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu, cel de-al cincilea și cel de-al șaselea picioruș dublu. Deci avem un total de 6 piciorușe duble în corespondența acestui spațiu. Voi trage un pic firul, voi intra în piciorul, în ochiul de lanț cu numărul 3 din primul picioruș, voi prinde acest fir și voi închide totul împreună. Apoi voi face 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, și mă deplasez în următorul spațiu și lucrez cele 6 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6. Voi trage firul, voi intra din nou în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi prinde firul și voi închide totul împreună. Apoi repet cele 3 ochiuri de lanț și mă deplasez în următorul spațiu lucrând cele 6 piciorușe duble. În felul acesta noi vom lucra în toate cele 8 spații pe care le-am format deja. În primul rând avem 2, 4, 5 și cel de-al șaselea, picioruș dublu, poi trage firul, poi intra în, în primul picioruș și poi închide totul. 3 ochiuri de lanț de separare și vom continua singure în acest mod. Am ajuns în corespondența ultimei petale, am lucrat cele 6 piciorușe duble, acum voi închide totul, voi face cele 3 ochiuri de lanț de separare și le voi închide cu fir alunecat în corespondența punctului unde am unit prima petală. Acum eu voi scurta firul și voi închide rândul. Capătul de fir îl vom ascunde mai apoi. Voi continua în culoarea verde. Nu uitați că puteți folosi culorile dorite de dumneavoastră. Astfel valorificăm și capetele de fire care ne-au rămas din diferite lucrări. Voi intra
cu croșetul în corespondența uneia dintre spațiile formate din cele trei ochiuri de lanț. Și aici voi lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul de croșet, cel de-al doilea picioruș dublu, firul de croșet, cel de-al treilea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența aceluiași spațiu voi continua lucrând o nouă serie de trei piciorușe duble. Deci, în corespondența acestui spațiu avem trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț urmat din nou de trei piciorușe duble. Vom lua firul de croșet și ne vom deplasa în spațiu dintre următoarele, deci următorul spațiu. Și aici vom lucra trei piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. După care ne deplasăm în spațiul următor. În spațiul următor, vedeți că eu iau și firul care mi-a rămas cu mine. În spațiul următor voi lucra trei piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț de separare, urma din nou de trei piciorușe duble și astfel vom forma cel de-al doilea colț al florii noastre, al pătrițelului de fapt. După care ne deplasăm în următorul spațiu și vom face doar trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Ne deplasăm în următorul spațiu și vom forma un nou colțișor al pătratului. Trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmat din nou de trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Ne vom deplasa în spațiul următor și vom lucra trei piciorușe duble, 1, 2, 3. Ne deplasăm în spațiul următor și vom forma un nou colț. Avem 1, 2, 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat din nou de trei piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2 și cel de-al treilea. Firul pe croșet voi intra în ultimul spațiu disponibil și voi face trei piciorușe duble. 2 și cel de-al treilea, după care voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Capetele de fir le vom ascunde mai apoi. De acum voi continua folosind culoarea alb, însă puteți folosi și o altă culoare predominantă. Voi face nodul, voi intra în corespondența spațiului format de cele trei ochiuri de lanț și aici voi lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 2, cel de-al treilea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu. Deci, colțul deja l-a realizat. 2 și cel de-al treilea. După care, în corespondența spațiului dintre primul grup de trei piciorușe și următorul, vom face trei piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea.
ne deplasăm în următorul spațiu dintre piciorușele duble și vom lucra din nou trei piciorușe duble. 1, 2, 3. După care am ajuns din nou în colț, iar aici vom lucra exact ca și până acum, 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 2 și cel de-al treilea. După care continuăm cu 3 piciorușe duble în spațiul dintre următoarele piciorușe duble. 1, 2, 3, 3 piciorușe duble în spațiul dintre următoarele piciorușe duble. 1, 2, 3 și am ajuns din nou în colț. După cum puteți vedea, colțurile se deschid foarte bine. Aici voi lucra ca de obicei, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care vom continua doar cu cele 3 piciorușe duble până în corespondența ultimului colțișor. Acum ne vom lucra singuri și ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul rândului. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț. Și aici voi reîncepe. Voi forma primul colțișor, 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, urmat de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, iar în corespondența următoarelor spații, voi face doar câte 3 piciorușe duble. Când vom ajunge aici, vom lucra din nou colțișorul. Deci, 3 piciorușe duble, corespondența următorului spațiu. Voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Următoarele 3 piciorușe duble, 1, 2, 3 și cel de-al treilea. După care voi lucra colțișorul în modul în care deja ați observat, 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, urmat de 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Cred că este foarte ușor acum pentru dumneavoastră, dragile mele doamne începătoare. De acum vom lucra singuri și ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, care este aici. Vom scurta firul și vom închide rândul, după care vom ascunde capătul de fir. Celelalte de aici eu le-am ascuns deja. Dorind, se poate face și mai mare. Ați văzut cum am făcut trecerea cu piciorușe alunecate până în corespondența colțișorului și aici am preluat lucrarea. Cam acesta este pătratul Granny cu floare ieșită în relief. Dacă vă place ceea ce v-am prezentat astăzi, vă rog să
dați un like, să lăsați un comentariu, mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere, pentru că de multe ori sunetul îmi face probleme, nu știu de ce motiv. Și vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră. De asemenea, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Dacă urmăriți acest canal și nu sunteți abonat, vă rog să vă abonați, să activați clopoțelul, astfel de câte ori voi încărca un nou material, veți primi notificare pe telefon. Vă mulțumesc încă o dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salut, Tatiana!